Românii petrec tot mai mult timp în mediul online. La muncă, în stațiile de autobuz sau pe stradă, sunt mereu la curent cu tot ce se întâmplă în mediul virtual. Iar profilul de Facebook este mereu actualizat cu poze și statusuri care să le arate prietenilor cât de bine le este. Specialiștii spun că în mediul virtual cu toții vrem să afișăm cea mai bună varianta noastră și astfel ajungem să ne creăm un eu perfect, care din păcate este doar o imagine falsă. Aspectul pozitiv este că aflăm mai repede informații și știm foarte repede ce fac prietenii noștri, familia noastră, putem să transmitem informațiile foarte ușor și să le primim. Pe de altă parte, aspectele negative sunt legate de faptul că, într-adevăr, comunicarea nu mai este una reală, contactul nu mai este direct, de multe ori transmitem prin intermediul Facebook-ului sau a internetului diferite mesaje care nu conțin cu adevărat sentimentele noastre. Există totuși persoane care folosesc site-urile de socializare ca pe un instrument de informare. Alții, prin intermediul Facebook-ului, și-au regăsit prieteni în copilărie. Unii postează ocazional, iar cei mai mulți vor să împărtășească fiecare eveniment din viața lor cu prietenii din mediul online. Să văd ce fac prietenii, că nu prea mai am timp să mă întâlnesc cu ei. Acum e o zi mai aparte, când mă întâlnesc cu prietenele. Cât timp petreci pe Facebook în fiecare zi? Nu foarte mult. Ce postezi de obicei? Nimic, muzică. Depinde ce activități avem, nu foarte mult timp. Ce postați de obicei? Nu prea postez. Sau dacă postez, postez poze. Tu cât timp stai pe Facebook? Nu știu, l-ai instalat și pe telefon? Da, l-am instalat și pe telefon. De obicei stau foarte mult timp. Bine, când nu sunt la facultate stau. Postez poze, melodii, depinde. Cei mai mulți deținători de cont Facebook provin din București, urmați de cei din Timișoara, Cluj-Napoca și Iași. La polul opus, cu numărul cel mai mic de utilizatori Facebook, se situează orașele Beiuș și Aiud și Câmpul Lung Moldovenesc. Numărul conturilor de Facebook deținute de utilizatorii din România a ajuns în prezent la 8,3 milioane, în creștere cu 1,22% față de ultima estimare realizată anul trecut în luna noiembrie. Potrivit statisticii FaceBrands, persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani dețin supremația la capitolul accesării cu frecvență ridicată a Facebook. Pe locurile următoare se situează persoanele cu vârste între 35 și 44 de ani și cele între 45-54 de ani și respectiv 13 și 17 ani. Dezvoltăm depresii, dezvoltăm anxietate, stima de sine este din ce în ce mai scăzută, teama și frica ne pândesc la fiecare pas. Și mai mult începem să dobândim teama de a nu primi like-uri pe Facebook, de exemplu, teama de a nu fi plăcut de interlocutorii noștri din spațiu virtual, pe care de multe ori nici nu am cunoscut față în față. Recomandările psihologilor spun că ar fi ideal să ne concentrăm mai mult pe viața reală decât pe cea virtuală.